Creștinul care este marcat de Evanghelie, nu e vorba că el nu mai are voie să păcătuiască. Creștinul marcat de Evanghelie și umplut de Evanghelie, umplut de Iisus, nu mai are nevoie să păcătuiască. Nu mai are nevoie să caute, să bea din rezervoarele alea sparte, așa cum spune prorocul Ieremia. Nu m-ați înlocuit pe mine fântâna apelor vii cu puțuri sparte care nu țin apa. Alternativa la Dumnezeu, alternativa la căile Lui, reprezintă puțuri săpate care nu țin apă, reprezintă niște elemente care promit să ofere și nu oferă nimic. Și atunci, da, Evanghelie, implicația Evangheliei este că îmi schimbă etica, îmi schimbă prioritățile, îmi schimbă valorile, îmi face un om nou. Cine e Hristos? Spune Apostolul Pavel, e o creație, o făptură nouă.